Ca în fiecare an, în vinerea de dinaintea Sfântului Ilie, localitatea Godeanu este în sărbătoare, este vorba de ciumarca satului Godeanu, o zi de rugăciune. Întotdeauna această sărbătoare este într-o zi de vineri, pentru că ea datează această sărbătoare de pe vremea Sfântului Nicodim, care venind în satele Mehedințiului a observat că erau bântuite de o boală molipsitoare, ciuma. Ei bine, împreună cu locuitorii, Sfântul Nicodim a făcut rugăciune la Dumnezeu și așa locuitorii au fost salvați de această boală foarte periculoasă. La eveniment este așteptat să ia parte un număr impresionant de credincioși, mai ales că mulți preoți organizează pelerinaje în această zi de sărbătoare.